la școală, e sâmbătă! A, e sâmbătă, dar încă mă întreb ce fac cristalele astea, Ali, tu ce zici? Sincer, hai să le atingem! De ce nu le atingem? Ali, nu, dacă sunt periculoase! Se poate întâmpla! Adică, pe bune, ce se poate întâmpla dacă atinge cristalul? Nu s-a întâmplat nimic, nu? Ali, Ali, uite-te în oglindă! Hă? Ce? Arăt ca regina soare sau ceva! Dar sunt cam urâtă! A, nu, ești frumoasă, mie-mi place! Vezi, surioară, hai să atingi și tu cristalul tău! Oh my god! Nu vine să cred! Ia să-l ating! Oh my god! Sunt și un element, nu? Da, ești element! Eu sunt soarele, iar tu? Eu sunt luna? Mamă! Ce mișto! Da, chiar de mișto, dar arăți fain, fată! Mersi, dar nu înțeleg cum e posibil, magia există! Imposibil! Să un pic, dacă cumva ne concentrăm, am reușit să mă detransăm! Concentrează-te la tine normală, ca și imaginează-ți pe tine normală! Bine! Ali, 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 Ali! A mers! Super! Să mergem! Vom fi eroi imediat! Așa am proclamate? Da! Dar să un pic, mătușa noastră cred că știe ceva! E mama noastră, mă! A! Bună, mamă! Avem o întrebare pentru tine! De ce atunci când ne gândim la lună și soare ne transformăm în ele? Ne poți zice și nouă? Ce se crede ascuns de noi? Și mama noastră adevărată? Dragele mele, o să vă spun adevărul, aveți 17 ani. Sunteți deja destul de mari. Nu sunt mama voastră. A, poftim! Îmi pare rău. Aici să încheie misiunea mea. Vă veți descurca singure. Nu știu, dar trebuie să ne descurcăm singure de acum. Ali, dar tu nici nervoasă, cum să ne ascund așa ceva? Când va vrea să fie văzută, o să fie văzută. Și partea asta, pe de ce nu ne-a zis, are motivele ei. Poate are un motiv prin care, întemeiat, prin care nu ne-a spus. Nu avem de unde ști. Nu uita, suntem elemente de 3 minute. Și în 3 minute am aflat o grămadă de chestii. Așa că, haideți să ne transformăm și să ne continuăm viața normal. Bine, hai să ne continuăm viața normal. Ivy, 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 Ivy! A mers! Haide, eu mă duc să dorm, că m-am trezit dintr-o dată. Ok, mai trezit la 5 dimineața. Foarte bun, Ale. Foarte bun, Ivy. Aaaa, unde sunt, mă răpit cineva? Ce se întâmplă? E ușa blocată? Ajutor! Unde sunt? Unde sunt? Ce să fac? Unde sunt? Cine sunt? Calmează-te! Cine ești tu, femeie? Lumine element, ce-oi fi? Eu sunt sora ta, Emma! Imposibil! N-am auzit numele ăsta în viața mea! Cine ești tu? Și de ce m-ai răpit? Unde sunt? Ajutor! Ascultă-mă! Nu pot! Asta este o viziune! Te vei trezi imediat! Viziunile merg atunci când dormi și e ceva important. Eu sunt elementul luminii. Numai că pentru că acum eu am decedat, numai tu și Ali mai puteți forma elementul luminii. Ascult! Deci, eu și mama noastră, Jessica, aha, deci mătușa noastră ne-a mințit. Da, v-a mințit cu un scop pe care îl vei afla de la mama ta. Te vei întâlni într-o viziune și cu ea. Nu știu când, dar o vei face. Deci, am fost chemate să ne luptăm cu întunericul. Și din păcate, eu și mama am murit. Oh my god! Mama mea, ce astea și mie memoria? Ce e și lui Ali memoria? Ca să nu aflăm niciodată că sunteți elemente până când nu trebuie. Până când? A doua zi, v-am pus ceva. M-am pus Cristi.
cristalele cu care vă puteți transforma și cu care ați învățat să le folosiți, să le preocupați puterea, să le furați puterile. Oh my God! Bun, ești gata să te trezești? Dar nu vreau! Ba da, nu-ți vei aminti prea multe. Trebuie să găsesc un cristal al viziunilor ca să poți să-ți amintești din viziuni. Dar o să-ți amintești câteva lucruri. Ești gata să te trezești? Că deja ai dormit 8 ore. Bine! Papa, Emma! Papa, surioară! Sper să ne vedem cât de repede. Nu uita! Doar tu și Ali puteți învinge întunericul pe tatăl nostru. Am încredere în voi! Ah, unde sunt? De ce sunt la spital? M-am culcat în patul meu! Lasă și te-ai trezit, Ivy, ce-i pățit! Ai dormit 80 de ore! 80 de ore? Cum e posibil? Eu am fost într-o viziune! Am dormit 8 ore! Viziune? De ce asta s-a întâmplat? Eram sigură! Poftim! Nu înțeleg nimic, de ce sunt la spital? Cum e ce? Nu te trezeai din somn, a trebuit să vin cu tine la spital? Tu cât ți-au făcut toate analizele? Au constatat că ești în comă, că ai murit! Urmau să te ducă în comă, să reziști! Ce s-a întâmplat? Acum mi-amintesc! Am visat-o pe sora noastră! Emma! Emma? Da, o să-ți explic totul acasă, dar acum haide! Incredibil! Noi două unite putem forma două elemente care nu mai există! Steaua și lumina! Da! Și din câte am înțeles, Stella, Emma, pentru că mi-a zis ceva înainte să plec, numai că nu prea am auzit și nu prea am văzut și cred că nimeni n-a văzut, mi-a zis că eu am fost când eram mică, stăteam foarte mult cu tatăl meu, care acum e întunericul, deci cred că are efect asupra mea. Ha? Trebuie să facem un lucru să nu mai fie sub efectul tău. Trebuie să scăpăm de toată chestia asta. Înseamnă că sunt milioane de vieți în jocul ăsta. Dacă întunericul ne caută fix acum. Trebuie să ne mutăm. Nu avem unde. Nu mai sunt case disponibile. Atunci trebuie să facem ceva. Nu putem lăsa întunericul să ne găsească. Voi face un plan, revin cu el cât de repede pot. Nu pot să cred. Alaltă ieri eram niște fete normale, de 17 ani, iar acum suntem eroinele orașului. Dacă nu suntem noi, milioane de vieți, toată